Suntem tot în Cambodgia, o țară în care mulți dintre concurenți au cedat nervos și în care oboseala și-a spus cuvântul. Astăzi e o zi pe care mulți dintre ei o vor ține minte, pentru că iar vor trebui să-și depășească limitele. Dar sper să merite! Eu m-am hotărât să-i încurajez și să dau și un exemplu și în semn de solidaritate cu ei o să fac asta. Măi, simpaticilor! Simpatico! Da! Ghiciți ce? Suntem tot în Cambodgia! Yay! Leagănul civilizației Khmer. Khmer. Plină de contraste și de necunoscute. Uh-huh. Seceta și lipsurile obligă oamenii la a se adapta în moduri ciudate. Ceea ce pentru ei înseamnă rutină, în noi poate produce stupoare. O să fie stupoare, fii atent acum. Astăzi vom avea noi provocări și senzații tari. Aoleu! Ce poftă mi s-a făcut. Și mie. Și o să iau, uite, un greieraș. Nu te cred. Na. Bun? După cum te strâmbi, e un șmecher. Merge. E groasă? Erau vermișori, broscuțe, greieraș, cri-cri-cri-cri. Din aia, așa, de moși. Și ce